Emi, vreau să-și citesc, am colaborat mai de mult la pagina Crimă și Pedeapsă, că mai adăugat la ea, mai lucrat un pic. Și uite ce scrie și zice, și importanța acestei cărți, că se trată nu capodopera, unii zice, sau primul roman major, cum alții zic că Frații Karamazov e cea mai mare carte a lui, dar ideea este că, vezi ce aici, deci și Biblia spune, Dumnezeu Biblia spune așa, tu iartă-ți vrăjmașul, răufăcătorul, dar asta nu înseamnă că omul ăla trebuie să facă crimele, sau ce face el, fără nicio pedeapsă, pentru că suntem creștini. Nu asta este mesajul Bibliei. Mesajul Bibliei spune că, în cazul de pocăință și de temere, dar dacă... Deci omul trebuie să înțeleagă, pentru deci tot ceea ce contează e pocăința. Și să vedem ce scrie aici pe Wikipedia. Crimă și pedeapsă este un roman scris de autorul rus Feodor Dostoevski, fiind publicat pentru prima oară în ziarul intitulat Mesagerul Rus, apărând de 12 numere lunare, cam mai târziu să fie publicat ca roman, fiind considerat una dintre cele mai cunoscute opere literare tuturor timpurilor, cu influență asupra romancilor ce au urmat. Romanul prezintă în prim plan drama lui Raskolnikov, un student psihotic, obsesiv și singurat, păstrând legături doar cu un coleg de la facultate, Razumihin, care pune la cale uciderea cu un tupor și jefuirea într-o casă din mijlocul orașului Sankt Petersburg a unei văzute încămătare și năsorii sale epileptică intrată în casă pe nume Elisaveta, pentru a-și rezolva problemele financiare, dar și dorința de a-și demonstra lui însuși că este îndreptățit să o facă. Etalându-ne simptome de randomanie, Raskolnikov se considera o persoană îndestată cu calități deosebite, asemenea lui Napoleon. Ca om extraordinar își simte justificată decizia de a ucide, încât nu se mai include în barierele morale ale oamenilor de rând. Cu toate acestea, însă, imediat după săvârșirea crimei, protagonistul se îmbolnăvește și are mușcări cu privire la acțiunea lui. Romanul protetizează realitatea dreptată a infracțiunii lui Raskolnikov și dorința lui crescând de a se confesa. Mai mult, tânărul încearcă să-și protejeze sora pe Dunia, de admiratorii acesteia, dar și dragostea lui neașteptată pentru tânăra posesoare creștină Sonia sau Sofia Marmeladova, obligată spre păcat de tatăl bățiv Marmeladov, alături de care pleacă în închisoarea siberiană, ăsta Sponitor pleacă alături de Sonia în închisoarea siberiană pe pedeapsa lui. Convertit la nevoia de pedeapsă spre pocăința viitoare de polițistul care l-a descoperit și a închetat pe nume Porfir Petrovici, Dostoevski pentru 5 ani ajunge ca sihaș vechi pe materii biblice la contemplarea permanentă a prezenței iubirii, în dorința crescând de a scăpa de rămușcări, a se mântui prin ispășire. Aici sunt niște teme, dar în principiu pe noi asta ne interesează acum. Nu? Mă rog.